E foarte frumoasă sala, foarte frumos sunteți copii îmbrăcați, îmi place mult și aveți și material acolo în care veți scoace, nu știu ce veți face, dar în orice caz e interesant. Da, și îmi place că aveți costumele voastre frumoase. Da. Și doamna profesoară e îmbrăcată așa. Viceprimar, foarte bine. Viceprimar. Da. Și multe doamne profesoare și de la primărie, doamnele. Deci, domnișoare. Și domnișoare și domnul profesor. Știți pe domnul profesor? Da. Da? Ce predă? Biologie și domnul? Dezen. Așa, educație plastică. Deci multă lume aici adunată. Da, între timp și-a revenit și doamna profesoară, ne ajută și... Și cine este? Mătușa Elena. Și noi cum îi spunem? Dacă nu îi spunem pe nume, cine e? Tot satul cunoaște prescornița din... Deschidul frumoasă, că mai există o prescorniță la Rățeni, da? Dar astăzi lucrăm cu doamna Lenuța de la prescornița de la Schid. Numele de familie? Petre. Poate să-și facă poze, sunt singurile amintiri care rămân. Mulțumesc frumos, puteți să luați loc. Mă bucur foarte mult să fiu din nou în mijlocul vostru. Am fost în toamnă când domnul viceprimar ne-a fost gazdă. Când am avut tot așa o vizită la nivel înalt, a venit domnul Șerban Iosifescu, șeful Agenției de Calitate în Învățământul Preuniversitar. Nu mai lavă de a-ți primi și atunci, chiar dacă vă erați în vacanță, pe unii dintre voi v-am văzut, pe unii dintre colegii domnului director i-am văzut. Vă mulțumim că ne găzduiți și vă felicităm pentru că v-ați mobilizat să faceți din întâlnirea noastră o sărbătoare. Pentru aceasta am solicitat ajutorul tantei Ileana și părintele o să ne zică un pic mai târziu scurt istoric al Pescurei, de unde provine Pescura și care este importanța ei pentru satul nostru. Pescura este cu pecetea Iisus Hristos Ica, Iisus Biruitorul. Și constituie un element de bază la Sfânta Liturghie. Sunt trei elemente care sunt indispensabile slujbei liturghiei. Este vinul, apa și prescura. Înainte trebuia să vedem cât ichile are. Cât ichile are fără un kilogram? Un kilogram de ce? De făină. Un kilogram de făină, da? Cum facem? Punem așa, trebuie așa. Pe margine, pe lateral? Ce făină punem aici? Da, un pic, da, un pic, da, un pic, da, un pic, da. Instrumentul la locul muncii, ce-i faci? Învață așa bine? Învață așa bine? Ți-a rămas? La noi, mamă! Nu am ce să fac, eu cu furca rău mă-n fac. Toată ziua torc și torc, și folos nu am deloc. Sfârâ, toată ziua torc în șir. Am să pun mâna pe foc și n-am să mai torc deloc. Agricultura și care sunt ramurile agriculturii. Larisa, nu știu dacă citisi de aici sau nu. Agricultura are două ramuri, mari și late. Unu, cultivarea plantelor și a doua, cine mănâncă plantele, Iulian? Animalele. Animalele, da. Nu? Eu nu vă dau voi, eu fac, eu fac carne. Da, ați auzit? Și după aceea, deci aveți răbdare. Așa e tehnologia din ziua de astăzi. Da.
Sunt pentru proiectul UNICEF obiect tradițional, sunt realizate din obiecte din materiale reciclabile, diverse materiale. În forma care o vedeți acum, deși nu ca la Voronesc cu două intrări, cu... deci se păstrează așa strict, așa, cu două uși diaconie și Sfintele Uși aici și una care s-a făcut nouă acolo în ținta bisericii. Lumea la noi este o tradiție. Pleacă câteva zile, deci până joi la înălțarea Domnului, de duminica pleacă la mănăstiri și fac pelerinaj. Să pui multă dragoste în ceea ce faci. Și chiar acum le-am spus copilor, când am văzut că se jucau cu aluatul acolo, le-am spus, aici, când faceți prescura, trebuie să vă spuneți o rugăciune sau ceva. Zic, cu dragoste trebuie să o faceți, cu credință. Și atunci copiii s-au cântat un cântat bisericesc. Nu știu dacă ați văzut. Da, da, da.